operație pe creier, nu e ceva fizică cuantică, nu e ceva. La dracu, e un număr de voturi să ia, să adună, să face, să trage linie jos și este o sumă pe care o trece în căsuța cu numele fraierului. Da și nu. În realitate lucrurile sunt mai complicate. Este complexă. Filozofia. Domnul Ciutacu, dacă de la ora 6, nu istoric și epistemic, că totuși fac meseria asta de 22 de ani și am participat la vreo 27 de alegeri, inclusiv la munca asta de monitorizare și așa mai departe. Este un tabel într-adevăr complicat în acel proces verbal, complicat în ce sens? Care niște rubrici și din cauza oboselii, etc., pot apărea niște dificultăți. Dar tot ceea ce constată aceste abominații și dacă dincolo de victoria absolut meritată a domnului Tuță, mai merită aplaudat pentru ceva, e faptul că este singurul lider PNL pe care eu l-am auzit cerându-și scuze că toți colegii dumnealui de partid au adus la putere această abominație pe care am văzut-o pe scări mai devreme. Singurul. Da. Singur. Și-a mai cerut Burduja la mine în direct. Da, atunci sunt el doi. S-a dus să ia pereburi. Eu am fost în emisiune cu domnul Tuță și l-am auzit. Da. În sfârșit. E, ceea ce e de spus și cu asta închei esențialmente, este că singurul element relevant din acel proces verbal pe care nimeni nu l-a pus sub semnul îndoielii, este numărul de voturi la Tuță și la Armand, pe care nu l-a pus nimeni. Armand și cu toată adunarea asta, spun că alea anulate sunt un număr în sfârșit, niște aiure. Țineți-vă un pic că la noi topă cifre, dar e pe cașcaval. Luăm o scurtă pe...